Țara e de acord și să-i punem injecții doar să nu ne întoarcem acasă. Chiar e rău de tot. Ne-am rătăcit. Nu am avut legătură cu Sergiu și cu Cristina. Am primit amendă. Nicolas plânge, el s-a speriat, au zis că noi ne-am dus să achităm amenda și Nicolas a zis că se teme că mama cu tata vor fi arestați. Am achitat încă un număr în plus. Deci pentru Nicolas. Noi am crezut, de obicei, pentru Nicolas noi nu achităm, dar aici am fost nevoiți să achităm. Bună dimineața! Noi ne-am trezit la ora 6 și scoatem deja toate valizele, ducem la mașină și la drum. Astăzi ne îndreptăm spre o nouă destinație, doar pe care o să o tranzităm, o să fie Slovenia. Doar trecem prin Slovenia. Spre ce țară? Ce țări mărginesc cu Slovenia? Scrieți în comentarii. Să știm cât de bine cunoașteți geografia. Sofia, tu știi sau nu? Nu, încă nu am învățat Sofia geografia. Vedem dacă voi ați învățat. Și ce bine e afară. Super, timpul este foarte frumos. Și să mergem să vedem deci cum se simte Sara. Nu i-am pus injecție totuși. Iată, Sara și cu Nicolas încă dorm, deja îmbrăcați. Deci să vedem ce are ea aici pe mână. Obrajii sunt mai bine, cu mult. Bună dimineața! Bună dimineața! Mâinile încă nu sunt bine, iată, vedeți? Chiar e rău de tot. Mă gândesc că totuși cred că o să facem rost noi de o injecție, să o avem cu noi. Și e posibil să-i punem totuși. Țara e de acord și să-i punem injecții, doar să nu ne întoarcem acasă. Deci ea e gata să primească injecții. Plecăm din căsuța noastră. Am eliberat, am scos toate lucrurile. Și la drum. Și mă încalț. Dați-vă cum am ars eu ieri la soare. Bună dimineața! Sunteți gata de drum? Da! Sunteți. Încă o țară, dar tu ce ai spus? Buda, vrei să-l vezi sau nu? Vreau să ne mai ducem încă o dată prin centru. Da, acum trebuie să fii liber. Da, da. Spate. Nu. No. N-am filmat că nu era atât de vesel. Nu era o aventură atât de chiar. O oră, așa? Nu știu, noi eram flămânzi. Noi câte ore n-am mâncat? De dimineață, la ora 7:30 am luat și cina, și prânzul, și micul. Și încă și ne-am pierdut în plus, da. Căsuța noastră, plecăm. Noi ieri chiar ne-am rătăcit. Nu am avut legătură cu Sergiu și cu Cristina, nici prin rație, pentru că eram departe unul de celălalt. Deci mergeam în rând unul după altul și apoi au mai intrat mașini, deci în fața noastră, tot în fața noastră, și noi i-am pierdut din vedere. Rația nu prindea, internet nu avem. Odată a reușit Sergiu să ne telefonieze prin roaming și i-am răspuns, i-am zis aproximativ unde suntem și atât. Pe urmă încercam să-l sun pe roaming, nu mai reușeam. Și cam o oră și ceva a durat toată aventura până când ei pe noi ne-au găsit. Noi eram cu minți, stăteam într-un singur loc, nu ne mișcam și ei ne-au găsit pe noi. Și totul e bine, după cum vedeți, suntem împreună. Iată plaja, din păcate nu am avut noi parte de veselie pe ea. Încă nu e deschis aici, ca tare cum, cine dorește poate să se scalde. Dar noi nu dorim, da? Sara, cum te simți? Bine. Bine? Niki, dar tu? Bine? Niki? Ei, da, bine. Iată acolo, departe sunt niște
gonflabile pe apă. Traseu. Este ca un fel de teren de joacă pe apă. Era... Putea fi ceva interesant dacă era un pic mai cald. Dar... E cald ca atare, dar sezonul da. Încă nu s-a deschis. E cald pentru că ieri m-am pauzat, chiar am ars la soare, la terasă aici de dimineață, am ieșit să bem cafea și mi-au ars picioarele și o mână, așa cum stăteam la soare, partea asta, așa și am ars. Și acum mă umblu cu picioarele roșii, un picior e mai roșu decât altul. Drăguț! Mergem de-a lungul Dunării spre centrul capitalei și pe partea stângă vedem insula Margaret. Dacă nu greșesc, Margaret. Foarte frumos. Ne-am oprit să alimentăm mașina, fetele dorm, Nicolas nu, face gălăgie în spate. Noi deja am ieșit din Budapesta, deci este un oraș foarte frumos, vechi, cu o arhitectură frumoasă, cu o istorie bogată. Dacă aveți posibilitatea, chiar vă sfătuim să veniți și să-l vizitați. E foarte curat, doar că problema... Limba e foarte greu pentru că nimeni nu cunoaște engleza, dar noi nu cunoaștem limba ungară. E ungară, da? Ungară, da. Și e foarte dificil, deci să găsești limba comună. Oamenii sunt foarte binevoitori, însă e greu să vorbești cu ei. Am luat sandvișuri copiilor, am stat în rând. Italienii se întorc de la meciul de fotbal de ieri și ne facem griji că vor fi cozi imense la vamă. Dar asta e. Noi intenționat am ieșit, ne-am trezit la ora 6, am zis să ieșim mai de dimineață, să reușim să nu fie aglomerat și să nu fie rând la vamă, dar cred că oricum o să fie. Deci și italienii sunt matinali, nu doar noi. Dar mașina s-a oprit. S-a prins o mașină. Deci am zis noi de ce mergem așa de greu. Și au trecut pe lângă noi pompierii și acum stingeau mașina. Mașina s-a prins. Fetele au fost la baie, am fost... Deci suntem la o stație de alimentare. Este destul de mare aici. Deci este și teren de joacă. Dar dacă vrei la baie, trebuie să achizi 1 euro și așa este la toate stațiile PECO aici în Ungaria. Deci nu e ca și în Republica Moldova sau România, unde totul este gratuit. Deci nu totul, ci baia cel puțin poți să vizitezi gratuit. Aici e cu plată. Sara, acesta e jucărie sau nu? Păi te rog, că eu tot sper că e jucărie și hai să o stingem. Iată, aici se vând și ouă și tot ce vrei, deci. Sucuri. Stop. Hai, așa. Primit amendă. Acum așteptăm, mi-au luat documentele. Am primit amendă deoarece când am traversat granița în Slovenia, noi nici măcar nu am înțeles, nu ne-am dat seama că deja suntem în Slovenia și nu era nicăieri scris gen vinietă, să facem vinietă. Pentru că în Ungaria noi am făcut când am intrat, dar în Slovenia nu. Și acum ne-am oprit la o stație de alimentare și când ieșeam din stație ne-au oprit. Și acum ne scriu amendă de 150 de euro pentru fiecare mașină și 15 euro costul vinitei. Neplăcut și în plus încă și pierdem timpul, așteptăm foarte mult timp. Ați obosit? Da.
tata supărat, zice că nu e dreptate. Este obișnuitor, da, puteau doar să ne zică, da, să ne preîntâmpine. Noi suntem prima dată suntem aici și nu am văzut... 115 euro, dar... Da, amenda 150 de euro, da. Hai bine, 30 să fie. Da, dublu. Amenda mare, este mare, deci este de 10 ori mai mare decât costul vinetei. Și când am intrat în Ungaria, scria vinetă, deci noi știam, am înțeles, era indicatorul, noi știam că trebuie să achităm vineta. La intrarea în România este exact așa, dar aici nu și noi, deci, nu că am vrut să scăpăm să nu achităm, pentru că este evident că trebuie să o achităm, dar asta e, neplăcut. Am achitat amenda. Și acum totul e bine, mergem mai departe. Deci am putut achita vineta, ne-au zis că în orice stație PECO, n-am știut. În Italia am întrebat dacă unde o să înțelegem că trebuie să achităm vineta. Au zis că o să înțelegem chiar la, nu va fi vamă, dar la graniță o să fie ceva, gen unde o să înțelegem că trebuie să achităm vineta. Nicolas plânge, el s-a speriat, au zis că noi ne-am dus să achităm amenda și Nicolas a zis că se teme că mama cu tata vor fi arestați, dar totul e bine. Tu ne iubești pe noi, da? Nichi, da? Suntem deja în țara destinație. Iată, aici se achită vineta. Ce a zis domnul corect, că o să înțelegem unde se achită. Este un fel de vamă. А он типа каждый выезжает, ты запеш. Ну треба запеш. Да, unde se achită? Сидю за столбензами. Deci suntem în țara destinație. Am ajuns în Italia. Foarte mult timp ne-am gândit să venim, să nu venim, cu ploile astea din Italia. De câte ori am amânat totul, dar deja totul era achitat aici. Și totuși am decis să venim. Și uitați-vă că avem parte de timp frumos, de soare afară. Și sperăm așa să fie și în continuare, da? Italia! Așa, acesta ce ai luat tu și acum trebuie să-l să achităm. Poate că magari spesso non facciamo un'occasione, secondo me, invece anche per noi aici la intrare în Brescia, acum și achităm drumul. Am venit gratis, trebuie să achităm. Gata, practic am ajuns. Sunteți pe loc. Obosit. Am ajuns la hotel. Ura! Putem chiar urla pentru că am mers foarte mult. Frumos, da, orășelul așa micuț. Parcă e un sat, 800 de kilometri am parcurs. Da. E drumul cum în România. Aici am vreo 50 de euro, 23. Da, cât? 23, da? Uh-huh. Nu știu, în Slovenia 165. Drumurile au fost foarte bune. Dar aici am mers 300. Așa, merte hotelul. Da, haide să mergem. Da. Ce super! Ce de frumos! Asta nu sunt oameni, sunt urșii, urșii se odihnesc aici, da? Nimeni nu ne știa. Destul de drăguț aici, super! Tot s-au urcat peste urs. Da, este o cameră pentru copii, hai mergeți acolo. Am chemat liftul. Noi la ce etaj suntem? La noi 500... Ia stai. 518 și 520. Arie? Da, da, da. Noi la 5, cred. Noi la 5. A, nu este pe un etaj. Nu, noi la 5.
am achitat încă un număr în plus. Deci pentru Nicolas. Nicolas, trebuie lăsat acasă. Trebuie să lăsăm acasă. Ne-au făcut un extra, o extra reducere. O să vedem. Și pentru 5 zile achităm 300 de euro pentru încă un număr pentru Nicolas. Posul, Nichi va dormi separat. Nichi, eu sunt... Ia uitați-vă cum se strâng. Hai! Hai, ieși! Avem două numere care sunt unite între ele. Deci o să vină doamna și o să ne deschidă ușa. 520... 11-12, da. 15-16, da, aici. Nu, Sara, care e 15? 18. 15, doamna, deschide-o de acolo. 20 și 20, haideți, 15. Nichi! Nichi! 18, Sara, 18 deschide eu. Mi-au dat și lingerie de bar. Nu pot deschide. Lingerie ne-au dat. Ceva, poate, nu este ceva? Nu, nu, nu pot deschide. Pot... Uite, Sara deschis. Haideți să vedem la Sara. E grea ușa? Da. Așa, avem aici un număr. Un număr. Iată, cred că această ușă o să deschidem. Iată, aici avem un pat dublu și sofa, care au zis că la fel se desface. O masă de birou. Ia să vedem ce priveliște avem. Priveliștea este foarte frumoasă. Păi, asta e cui? Asta e acea pentru care am achitat încă 300 de euro. Iată, asta se desface. Vezi că am adus și lingerie aceasta. Avem aici, așa, avem și un ceainic și ceai, cafea. Încă e bine că 300 și nu mai mult. Noi am crezut, de obicei, pentru Nicolas noi nu achităm. Dar aici am fost nevoit să achităm. Și aici doamna o să vină și ea o să ne deschidă ușa. Și haideți să vedem celălalt număr. Asta e, să văd și aici ce este. Cheia este la mine. De unde se aprinde? Cheia este la mine. Iată, aici am aprins, nu știu, acolo am aprins, dar aici nu știu. Aici nu știu. Nu este? Nu se aprinde? Nu o să avem lumină în bar? Esteți. A, iată, aici este. Aha, ok. Ei, foarte iată, bine. Foarte drăguț, e curat, e bine, avem cabină de duș, totul e bine. Haideți în celălalt număr. Nichi, acesta este numărul tău, Nichi. Nichi. Știi, boss aici. Boss. În Italia. Și încă un număr. L-ai deschis sau nu? Nu, cheile sunt la mine. Păi nu le-ai deschis? Am deschis sau închis? Am înțeles. Ah, el se închide, deci... Sara, gata, deja cu cheie, dar nu deschide. Zic ceva... Nu e în regulă. Noi, pe urmă, o să ținem ușa asta închisă, dacă ne deschid ușa aceea între odăi, și o să deschidem doar o singură ușă. Pentru că ceva nu e normal cu aceasta. Da. 518. Păi tu ai zis că ai deschis deja. Da, noi am fost înăuntru. Hai eu. S-a deschis. Este un secret? Da, este un secret. Ah, ok. Și acest număr e pentru două persoane. Eu cu Sofia. Dar pentru Ninghi trebuia să luăm încă o daie, pentru că au zis în scopuri de securitate, pentru că o să vină și o să verifice poliția și de asta. Deci fac bani în plus. Și noi am vrut să economisim. Iată aici. Ce văd eu aici? Ia uitați-vă ce văd eu aici. Despre aceasta Ariana a spus. Ce a spus Ariana? Ariana cred că tot nu a știut despre asta. Nu, despre un bazin a spus. A spus despre bazin? Da. Aha. A spus că mama ei a spus. Aha, și... că mama i-a zis. Eu n-am știut de bazin. Așa, și ce avem. Și aici cum e? La fel e duș. O oglindă. Sara, tu știi cât e ora? Aici soarele apune foarte târziu, cred. Pentru că deja e ora 7 și soarele încă este foarte sus. Deci, cam atât. Acesta este, aceste două numere. Aici o să ne deschidă ușa și o să fim împreună.
bine, voi cu Sofia aici, noi acolo, da. Nu dai aici. Îți facem discotecă. Da, bine. Noaptea. Bine. Discotecă? Ida. Tăiem pizza. Vine pizza. Asta e antistres. 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 Cristina a atras o denumire, pentru că nu sunt scrise ingredientele. Nu înțelegi în rol. Ia uite aici. Super, arată. Aceasta este Regina Margarita. Patru fromage. Nicolae. Da, da, da. Am mâncat, mâncarea foarte gustoasă, doar că nu ne-am așteptat. Am achitat încă 22 de euro în plus, 2,50 euro de persoane pentru deservire. Credem că este. Scrie coperta, dar ce înseamnă nu știu. O să vedem pe Google. Coperta. Ce este coperta, da. Dar a fost gustos, da, cred că deservire. Și acum ne întoarcem. Am ajuns aici pe jos. Am zis pizza. Da, într-o plimbare, pentru că am mers atâtea ore, 800 de kilometri. Avem nevoie de... Și mișcare, cât mai multă mișcare. A fost gustos, Sara? Da. Gata, mai mult nu plângi că vrei mâncare. Nu ești flămândă? Da, toți erau obosiți, flămânzi. Cum? Foarte îmi place bine. Aici că străzile sunt, nu știu cum, așa înguste. Și te simți așa confortabil, parcă ești undeva într-un sătuc. Da, ca în Italia ne simțim acum. Ce mașinuță, genuanță verde, exact cum în Silvania Family, sunt jucăriile astea care Nicolas. Niki! Ai văzut ce mașinuță mică? Da, Fiat, ce super! Da, Fiat, uite, mă da, e deschis! E că eu vreau așa mașină, să așa, să iei așa mașină. Eu vreau așa mașină. Super! Sasha, nu iei așa mașină? Așa mașină? Da, vreau. Altfel e rămâne. Da, dar cred că e mecanic, așa? Da, nu, 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 automat, eu vreau așa, dar automat. Ei, da. Cu valizele mergem în număr. Niki duce căruciorul. Niki, doar fii atent unde îl duci. Nu sunt păianjeni. Nicola se retrăiește să nu fie păianjeni. Nicola, ai venit în descriptarea ta? Hai, odaia ta, tu te duci în odaia ta, dar noi mergem în altă odaie. În care? A noastră, toți împreună stăm într-o odaie și una pentru Nicola. Noi glumim, noi glumim, noi glumim, glumim. Fetele obosite deja au adormit. Băieții tot dorm deja. Acum mă culc și eu. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi până aici la destinație. Ne revedem cu voi deja în vlogurile următoare. Pa!